Eu v-aș întreba altceva. Ce va veni să filmați unul la mână? De ce v-ați apucat să filmați? Și dacă sunt într-adevăr filmările realizate în zilele în care Adriana chiar trebuia să vină să ia pe copii? Nu, erau în alte zile și protecția copilului care a venit venea în alte zile și ne-am făcut niște filmări contrafăcute prin inteligență artificială. Eu vă întreb. Ce vedeți acolo sunt trucați. Eu vă întreb, aveți și dovada datei, nu? Normal că e dovada datei, că e cu date, cu tot. Acum știm și noi ce înseamnă genlocarea imaginilor pe filmare. Atât aminte avem și noi la noi. Aia am înțeles. Mie mi-a trimis sau nu ne-a trimis o serie întreagă de filmulețe. A fost o... Dar nu numai alea, am mult mai multe, dar nu am mai multe. Deci a fost... pe telefon, domnul Capatos. Că știu că aveți un telefon mai vechi, domnul Voiculescu nu v-a luat un Ia puneți-mă la încercare, să vedem cât spațiu am. Domnule Prigoană, dar Adriana nu a venit în niciuna dintre aceste zile? Asta era întrebarea. A întârziat. Stați un moment. Ea a venit în multe zile. Nu, în niciuna din aceste zile filmate? Sau a întârziat, că e o nuanță importantă. Nu a venit, dar am filmat și când a venit. Am înțeles. Da? Deci ea avea program de vizită, 100 de vizite pe an. Da. Da? Da. La vreo 60 s-a prezentat, la 40 nu s-a prezentat, dar atenție mare, vizita la copii nu e o obligație, e un drept. Da. Adică nu a obligat-o judecătorul să fie acolo la ora 10. Corect. Sau... Nu, programul e un drept al părintelui. Ai dreptul, dar nu ești obligat. Da, da, așa este. Da, deci nu facem caz de probleme. N-a putut, a avut un accident, o durea măteaua... Corect, făcut, se pot întâmpla situații să nu se prezinte, dar nu mai bine... Dar de ce nu suna înainte? Sau ce explicație avea de fiecare dată? Păi, dar n-ai văzut că copilul i-a dat telefon și i-a dat mesaj și a spus, mami, nu răspunde. Păi nu poți să răspunzi dacă dori. Da, credeți că uita sau nu voia să vină? Nu, mă, nu se trezea aia, se trezește la 12, ce dracu. Păi și de ce nu venea? La 12. Cunoaște programul artiștilor, bă, vedetele, nu se trezesc ca noi muncitorii pălmașii la 5 dimineața. Domnul Prigoană, dar confirmat... Da, noi n-avem milioane, domnul primar. Păi despre asta e vorba. Confirma cu o seară înainte că... Confirma cu o seară înainte că urma să vină? Adică măcar... Da, le-a confirmat la copii că vine, le-a promis că uite, la 10 vin să vă iau, la nu știu ce. Au fost și zile când a dat telefon și a spus, uite, n-ajung la 10, ajung la 10 jumate sau la 11, că uite, sunt trafic sau... Vă arăt filmările toate. Da, aceste zile sunt stabilite dinainte. A pus o întrebare, domnul Capato, de ce am filmat. Da, sunt al doilea weekend și al patrulea din lună, ceva în genul. Nu, primul și al treilea. Noi explicam lui Cătălin cum sunt. Primul și al treilea, al doilea și al patrulea. Stabilește oricum și între părinți, cumva, nu la un moment dat. Eu vă întreb pentru asta, pentru că imediat o să mergem și la Adriana Bamuțeanu să vedem ce explicație are și ea. Din acest motiv vă întreb dacă știți de ce nu venea. Păi nu poți când există problemă de Ovidiu. Ce explicație ai? N-are nicio explicație. Trebuie să aibă o explicație de ce nu a venit de 40 de ore. Aia acum să pun o chestie. Pe lângă filmările care le-am făcut eu, să m-ați întrebat de ce am făcut filmările. Păi le-am făcut că știu cu cine am de lucru, frate. Da, e un pic așa... Un pic așa ce? Un pic scary să filmezi, să știi dinainte, bă, poate folosește, poate nu folosește, știi? Să pui la cut, că n-ai ce să faci, da? Și acum m-am prins eu de figură, am discutat cu avocata, de ce a început circul ăsta, vrei să spun de ce a început circul? Vă rog. În ziua în care a venit din America, a trimis o convenție, sau nu știu cum dracu se numea, la avocatul meu. Și avocata nu mi-a trimis convenția să văd despre ce e vorba. Mi-a spus, uite, vrea Adriana să țină copilul la ea. Da. Și dacă nu ești de acord, fac un circ în presă, dar n-a văzut planeta. Așa scria acolo avocata. Că fac un circ în presă? În presă? Avocata, atenție mare. Avocata nu mi-a trimis e-mailul ăla. Mi l-a trimis azi. Am înțeles. Chestia s-a întâmplat cu o zi înainte să vină copilul la mine. Eu i-am spus la avocata, bă, nu sunt de acord cu chestii de asta. Copiii au venit prin hotărâri judecătorească, la fel să duc înapoi la măsa. Prin hotărâri judecătorească, nu facem noi convenții și așa mai departe. Nu vindem o mașină aici, e vorba de... Da, dar în povestea pe care ne-a spus-o Adriana Bamuțeanu, are logică ce a făcut, pentru că ea ne-a spus că în America a aflat despre violențele la care este supus Eduard și atunci era normal America, ca a doua zi când vine în România să facă această convenție. Pentru că până atunci a spus, bagă la cap încă o dată ce spune băiatul. Da. Nu a aflat nimic în America, că nu avea ce. Domnule, eu vă spun ce mi-a zis, ziceți că am fost eu acolo în America. L-a învățat o poezie pe copil după ce eu n-am fost de acord să semnez o prosteală la notariat. Dar n-aveți dovada asta, ce dovada? Ba da, am dovada.
am data e-mail-ului când l-a trimis la avocata, mărturia avocatei care a spus că dacă nu semnezi, face cercă presă. Păi asta nu este o dovadă că a fost copilul obligat să zică păi treaba asta? Păi dar nu înțeles că copilul a fost la mine înainte de discuția cu avocata? Asta am înțeles. Asta vi s-a este. Părut schimbat, domnule Bogdan? Vi s-a părut schimbat copilul? De greu de înțeles că dacă vreau să sechestrez, nu mai lăsăm să plece la măsa. Corect. Eu am făcut coma, băia, scurtă-mă. Da. M-a întrebat dacă lasă să plece la măsa, da? Da. Du-te, frate, la mami, că e mama ta, e și în vacanță. Da. Dar vii mâine să mergem la creditor. Eu i-am făcut comandă la Uber și am plătit transportul copilului, da? E clar că dacă el avea în cap să fugă de acasă, într-un fel sau altul, n-avea de ce să vă spună, domne... Cum să fugă de acasă, băi, omule, când l-am primit și eu cu mașina, cum să pui... Să fugă, vorba bine, să nu se mai întoarcă, poftim. Domnule Prigoană, vi s-a părut într-un fel schimbat copilul dumneavoastră la întoarcerea din America? Dumneavoastră fiind... Da, avea 10 kg în plus. Bun, emoțional mă refer. Adică vi s-a părut, nu știu, că are ceva mai... Da, schimbat mai... în atitudine. Da, exact. Adică vi s-a părut că urma să se întâmple ceea ce s-a întâmplat? Nu, mai distant. Deci mai distant, nu a vorbit absolut nimic. Cum se întâmplă între părinte și copil? Am înțeles. Asta am lămurit-o. Ok. Aici este într-adevăr un semn de întrebare. De ce n-a zis nimic? Bun. Acum a plecat a doua. Trimit eu documentul capatos și pe fază. Trimit documentul că l-a trimis la avocata, de care eu n-a știut până astăzi, înainte... cu o zi să nu-l mai lași pe copii să vină la mine. Da, pentru că totul s-a întâmplat imediat după venirea în America, nu mi se pare. Da, dar în America nu s-a întâmplat nimic deosebit, n-au discutat nimic absolut de tema asta, pentru că nu au avut posibilitatea să discute. Acolo fiind o bătălie continuă între ei, acolo, între Pafuțeanca, Fisul, George, Fisul... Păi, înțeleg că, înțeleg că nu s-au înțeles. Păi am filmări, bă, de acolo am filmări ce s-a întâmplat în America, tu nu înțelegi? Cine a filmat? Cine a filmat pentru dumneavoastră? Cine, bă? Orice reacționare străină, bă, dronele, da? Să înțeles tehnica modernă, ce reacționare? Ați avut un trimis special? Mai repetați, vă rog mult, că mi-au vorbit de regie. Hai să spun altfel. Cine a filmat pentru dumneavoastră în America? A fost corespondentul Prigoană la Los Angeles. Așa e bine? Eu știu. Bă, nu mai puneți botul la ce spune o ineptă, bă, ce reacționare? Iar nu v-ați umilit că femeia și-a torturat copiii, n-ați văzut filmările? Lăsați, domnule, dezgropăm morții, acum ne întoarcem și la plici și la gheata de masă. Dar arată-l și mie un gest de violență audio-video că l-am avut eu personal. Domnule, n-am. Ce vrei să vă zic? N-am aceste filmuri pe care mi le-ați trimis și am ce ne-a spus Adriana. Da, altceva mă interesează. Ce se întâmplă cu... cu școala ce se întâmplă? Bă, nu știu, peste vreo două zile cred că le exmatriculează. Păi, credeți dacă sau? Dacă să nu fie exmatriculat, cred că mă duc mâine să rezolv cu conducerea școlii să-l retrag. Asta ce înseamnă? Una să scrie matriculă retras și asta să scrie exmatriculat. Da, normal. Retragere înseamnă că poate fi reprimit? Da, se poate să reprimească la an. Păi și asta deci înseamnă că o să pierdă... Pierde un an. Nu pierde un an, doamnă, n-ați înțeles, aprofundează materia. Da. E un alt punct de vedere. Măcar nu e, e punctul corect de vedere. Copilul meu să stă 2 ani într-un an ca să aprofundeze materia. S-a văzut și la case mai mari. Nu e asta, n-ar fi cel mai rău despre lucru. Despre asta e vorba. Da, problema... Ca să culegi căpșuni în Spania, chiar nu trebuie bani. Am înțeles, da. E, nu cred că asta vă doriți pentru băiatul dumneavoastră. Păi nu-mi doresc, dar mama copilului asta îți dorește. Eu cred că și ea și pe culoc acolo la Lădițe, dacă nu la Sparanghel în Germania. Ați încercat asta să vorbiți cu băiatul dumneavoastră, domnule Prigoană? Ieri ne spuneați că sunteți blocat. Pe telefon, deci sunt blocat continuă pe tot. Situația. I-am trimis mesaj, vă trimit toate mesajele sunteți care le-am trimis. Okay. Și atenție mare, copilul, după ce a plecat de la mine, atenție mare, în ziua în care a fost, după ce am venit în America, când a trimis eu la măsă acasă cu Uber-ul, mi-a trimis o scrisoare scrisă pe un șervețel. Dragă tati, anul ăsta școlar, vreau să rămân la mami. Te iubesc. De-a lungul istoriei au fost și șervețele celebre. Păi ascultă-mă, până la cap, lasă-o dracu de istorie, fii atent. Avem șervețelul pe un copil care a fost terorizat și torturat de tasă, nu scrie la final, te iubesc. Scrie, du-te dracu de fraier. Dar cum să spune la un tată care te-a legat de picioare de mâini și te-a bătut? Te iubesc? Mă lași? Da. Bine, o să vă rog să îmi permite să merg și la Adriana, pentru că stă și în frig și afară.
Și revenim la dumneavoastră în măsura în care vor mai fi lucruri de lămurit. Și o să rog și regia să facă exact cum fac DJ-ii celebri, să ridice un canal și să-l coboare pe celălalt. Să rămână Adriana. Am început cu Silviu Prigoană pentru că avea aceste noutăți, aceste filmulețe pe care aș vrea pentru început să le explici. Sau să explici situațiile. El spune că dintr-o 100 de vizite, în 40 nu te-ai prezentat. Este foarte simplu. Te rog. Este foarte simplu. Pe toată durata pandemiei am solicitat de mai multe ori monitorizarea programului de vizită la DGASPC sectorul 3. Au monitorizat timp de mai multe luni respectarea sau nerespectarea acestui program de vizită, care de regulă nu era respectat, și doamnele de acolo mi-au recomandat să mă adresez instanței. Și am și un mail în acest sens, pentru că până la urmă constatarea a fost că programul de vizită nu se respectă. Probabil domnul Prigoană le-a arătat copiilor că nu vin în perioada în care nu aveam drept de vizită. Și este adevărat ce spune fiul meu Eduard, că îi aliena pe amândoi și le spunea că mama lor i-a abandonat, că nu mai vine să-i ia, că sunt o mamă denaturată și că dacă o să iau la mine, o să mă duc să-i duc la cămin și cine știe ce o să le mai fac. A ce înseamnă că nu s-a respectat programul de vizită? Nu tu trebuia să-l respect? Păi mă duceam la ușă și spuneau copiii, nu vrem să venim, sau mă duceam la ușă cu protecția copilului și nu răspundea nimeni, sau mă duceam la ușă și ieșea dar fostul meu soț, să care se certa cu reprezentanții de GASPC. Pentru că doamnele respective m-au rugat să nu filmez. Și păi au insistat că el are cu lucrul ăsta, de filmări, 50 de filmări. Păi da, asta ce înseamnă? Că este obsedat cu filmările și cu păi nu, dovezile acum, tip Big Brother. Ăsta, știi pe care mi-a probabil spus astăzi? Că nu-l bănuia păi nimeni, stăm și vedem următoarea realitate. El are niște dovezi voi că tu nu te-ai prezentat, tu n-ai niște dovezi că te-ai prezentat și nu ți-a dat. Nu, dovezile sunt la DGASPC. Judecătorul ne va judeca pe baza monitorizării și pe baza raportului de la DGASPC. Nu pe niște filmări care nu știu când sunt făcute. Și o singură dată nu am putut noi, să mă duc, da, recunosc. Okay. I-am sunat pe copii, da, și o singură dată am întârziat pentru că în zona centrală a capitalei era un cross de ăsta și închisese Nicușor Dan toate străzile. Și m-a apucat spumele, deci am ajuns cu 45 de minute întârziere, da, asta e. I-am sunat pe copii și le-am spus, dar de regulă nu se respecta acest program de vizită. Și repet, s-a încercat alienarea copiilor în toată durata pandemiei. Li s-a spus că sunt infectă, că am microbi, că nu m-am vaccinat, deci urmează să le dau și lor virusul și urmează să murim cu toții. Copiii erau îngroziți și să pună mâna pe mine. Sau să vină acasă să atingă cățelul care și el era infect. Deci de aici, din leprozeria mea, unde mai devreme a intrat Horațiu, vreau să vă spun că am doi copii fericiți, care în seara asta mănâncă dovlecei la grătar cu carne de vită și se simt foarte bine. Era vreo... E da, dar ei mănâncă dovlecei, infecție dar la mine în casă de la British. Ce facem? Rămâne cu dovlecelul. Stai puțin. Nu are voie să le exmatriculeze pentru că suntem într-o situație de forță majoră. Avocatul meu din Anglia, domnul Emil Lixandru, un avocat foarte bun, un român care ne face cinste și care are drept de practică în UK, da, a făcut toate demersurile și în sfârșit, după 3 ani de zile, 4 ani, avem un răspuns de la această școală mirobolantă. Și mai departe urmează astăzi ca dânsul să facă toate demersurile necesare, da, pentru că nu avem, deci repet, noi avem o situație de forță majoră. Eu nu vreau să mint și nici fiul meu nu vrea să mintă, să mergem cu scutiri medicale false, că puteam să fac și lucrul Adriana, ăsta. Adriana, dar fiul tău refuză în continuare să meargă la școală de frică ca tatălui să nu-l ia, nu? Adică este fiul în aceeași poziție. Fiul meu și-ar dori foarte mult să meargă la școală, însă are această temere că da, tatălui îl poate pentru lua. Pentru că noi ieri sunt de vorbă cu domnul Prigoană, acesta a spus clar că nu o să-l ia de la școală, da, și că nu l-a luat niciodată promis și a promis că nu se va prezenta. Asta este... Dacă voi credeți în promisiunile acestui om, păi este ca și cum ne-am îmbătat cu toții în cu apă rece. Personal, a făcut totuși da, într-o emisiune. Cu toată lumea, da. Eu nu cred în promisiunile acestui om. Din păcate, psihopații sunt extrem de manipulatori, asta vorbim la modul general, vor să convingă pe toată lumea că au dreptate, dar, în esență, nu au nici empatie pentru copil. Iată ce spune, că vrea să-l retragă de la școală și fiul meu să stea un an de zile acasă. Ta, da? Are machiavelism, eu vorbesc în general de psihopați. Au obsesii, cum are acest individ,
cu persoana mea și hai să vă spun ceva, eu nu vreau să mă cer cu fostul meu soț la televizor. Mie mi-ajunge cât de mult m-a denigrat acest om și în interiorul căsătoriei și în afara căsătoriei mele. Eu vreau să pun punct acestui scandal care nu mă onorează și nici pe el nu-l onorează nici acum, la 8 ani sau de când am despărțit, să mă facă droacă de porci la televizor, să vină să-mi facă plângeri penale. Aș vrea să-l întreb, cum o să doarmă el noaptea când copiii mei ajunși adulți, o să-i reproșeze de ce ai băgat-o pe mama la pușcărie? De ce ai făcut atâtea plângeri penale? Eu sunt dispus astăzi să mă duc la pușcărie. N-am nicio problemă. Ori fac o executare, ori fac în folosul comunității și dau cu var pe garduri, mă duc și plantez panseluțe, n-am niciun fel de problemă. Fac orice pentru copilul meu. Dar vreau ca aceste denigrări cu acest psihopat să înceteze. Noi o să ne judecăm la tribunal, unde am probe, unde fiul meu are foarte multe lucruri de spus și unde dovezile noastre